Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt Răzvan și astăzi am să fac iarăși un videoclip destul de așteptat de unii dintre voi. S-au apucat să cânte. Vreau să fac un videoclip legat de noile achiziții din târg, cele pe care le-am adus din expoziție. Este vorba de găini și de un iepuraș. Da, mă nebunesc ăștia dimineața. Trecem la treabă. Incredibil. Trecem la treabă, dar până una alta v-aș ruga să dați un like și un share pentru că mă ajută foarte mult să mă recomandă YouTube-ul. Și dăm drumul la treabă. Trecem să vedeți ce noi animăluțe am adus. Iată și primele achiziții pe care vreau să vi le prezint. Este vorba de un trio format dintr-un căcoș și două găini de paduane, ciamoiz, talie mare, niște păsări pe care mi le-am dorit de ceva timp, pe care am tot zis că mi le achiziționez în momentul în care o să găsesc niște exemplare care să-mi și placă. Niște păsări foarte, foarte reușite, o găinușă mai închisă, alta mai deschisă și un cocoșel incredibil, absolut incredibil, perfect. Este un cocoș care a luat 96 de puncte, iar găinile nu mai rețin exact dacă 94 sau 95, nu vreau să mint, parcă 94. Dar cocoșul, nu știu, este absolut incredibil. Nu știu dacă se vede pe lângă piciorul meu cât e de zdravân, cât e de mare. Deci chiar sunt niște păsări foarte, foarte reușite. Moțul enorm. Deci e un moț enorm, n-am văzut așa moți de foarte mult timp. Cred că o singură dată am mai văzut undeva la o expoziție un cocoș cu un moț atât de mare. Mi-a atras atenția din start. Deci n-am avut cum să nu-l iau. Asta a fost primul lucru pe care mi l-am dorit când am intrat acolo. Și au mai fost câteva păsări, dar deja era vorba de o investiție mult prea mare, era vorba de sume mult prea mari, așa că am renunțat la idee și m-am limitat la câteva. Am mai luat ceva pe lângă astea, dar momentan să vi le prezint mai bine pe individe. Da, dacă s-ar da mai într-o parte ar fi bine, că bate lumină destul de aiurea și nu știu cât se observă, așa ar fi cel mai bine dacă l-aș putea filma din partea asta. Da, uitați și ușa, o să pun un videoclip în momentul în care am făcut-o, mai mult sau mai puțin. Da, se bucură și el un pic de lumina zilei. E dimineață, da, e destul de tare frig. Sunt minus 9 grade parcă sau ceva de genul, nu mai știu exact. Oricum, frig tare, nu le pot lăsa foarte mult pentru că e frig, așa că le bag înapoi la căldurică, le las câte puțin, jumătate de oră și la revedere, le ajunge pe ziua de azi. Se comportă super ok, gen s-au obișnuit cu locul, cu tot, mănâncă bine, n-am avut probleme cu ele încă și sper să nici nu am. N-au început încă oatul, totuși sunt niște găini din 2019, sunt destul de bătrânele, dar v-am spus, mie mi-au plăcut ele ca și păsări, dacă reușesc să scot un an, doi maxim din ele, e minunat, n-am niciun fel de problemă, mă bucur enorm, am spus că am reușit să le achiziționez, foarte frumos, acum se vede mult mai bine. Din partea asta trebuie să le filmez, să se vadă mai bine. Ies culorile mult mai tare în evidență. Da, deci absolut incredibil. E o culoare care pe mine mă nebunește. Dar, nu știu, mă tot gândeam și probabil asta o să și fac. Dacă tot am luat padoanele, probabil o să renunț la sebrich ciamoiz, pentru că nu mai au sens. Și probabil, de fapt, nu probabil, vor fi de vânzare o pereche de sebrich ciamoiz plus, dar alea pe viitor, italienele, pentru că vreau să aduc perlate ca să am o diversitate mai mare de culori, pentru că asta mă interesează pe mine cel mai tare.
Da, ideea este în felul următor. De ce țin atâtea rase și de ce nu mă acces pe o singură rasă? Pentru că nu vreau asta. Pentru că vreau să am o diversitate, pentru că am ce să, vreau să am și să vă arăt, în primul rând, în momentul în care filmez. Dacă aș avea 100 de exemplare din aceeași rasă, cu siguranță n-aș mai avea atât de multe de filmat. Sunt conștient că trebuie să-mi fac, nu știu, măcar 3 familii din aceeași rasă, da, cu care o să merg în expoziție. Dar pe lângă asta trebuie să am mai multe păsări pentru a putea, v-am spus, în primul rând să am ce filma. În al doilea rând, așa îmi place mie să văd un colorit mult mai divers, să nu fie doar, nu știu, dau un exemplu, negru cu alb. Să am cochi pitic și să am doar negru cu alb și aia e tot. Nu știu, mi se pare mult prea sec și nu o să fac chestia asta niciodată. Dar, v-am zis, păsări de expoziție o să-mi fac 2-3 familii din acea rasă sau 2 rase, nu știu, încă sunt în dubii dacă mai vreau să-mi opresc sau nu, în afară de cochi pitic, ceva pentru expo, rămâne de văzut. Clar o să merg cu mai multe rase, dar rasa principală va fi una sau maxim 2 pe care o să mă axez mai mult de, nu știu, mai mult de o familie. Asta e toată șmecheria, să am de unde alege. Plus la pui, în primul rând, na, e altceva când scoți din 2 familii sau mai multe, ai de unde alege din puișori. Oricum sunt adeptul să scot mai mulți pui doar din păsările care îmi plac, adică dacă am, să zicem, 2 găini cu un cocoș, de obicei scot doar din alea 2 găini și un cocoș, dacă le-am plac mai mult, pentru că nu are sens să scot din păsări care pur și simplu nu au toate calitățile de care eu am nevoie în momentul respectiv. Adică dacă vreau pui mai calitativ, în general încerc să scot doar din acele exemplare. Și la cochi pitic am avut în trecut o găină ce mi-a ieșit campioană și aveam un cocoș destul de reușit. Iar asta m-a făcut să se bag în pereche, să scot cât de mult pui posibil doar din acea pereche. Asta întâmplându-se acum 2 ani, da, acum 2 ani parc. Deci, nu știu, 90% din pui opriți au fost din perechea respectivă și clar s-a văzut diferența de calitate față de ceilalți pui ce mai oprisem, nu știu, 5, 6, 7, câți mai oprisem din altă linie. Adică din altă linie, din celelalte găini. Deci, de asta zic, clar, într-adevăr, dintr-o păsăre bună o să ai șanse mult, mult, mult mai mari să scoți păsări bune. Da, nu prea pot să le dau pe iarbă, că ar fi fost mai, mă rog, pe iarbă, pe zăpadă, care acoperă iarba. Nu prea le pot da pe acolo, pentru că e zăpadă și le este destul de frig la piciorușe. Am văzut că le-am dat încolo și imediat au dispărut de acolo, au venit aici, vor să intre înăuntru, pentru că, v-am zis, e frig și se simte. Dar mă mai lungesc, le bag înăuntru și trecem să vă arăt următoarele păsări. Iată aici și celelalte achiziții. Este vorba de 2 găini și un cocoș de Hamburg. Nu cele mai wow găini din lume. Este vorba de cea din dreapta de aici. Și cea din capăt de acolo. Sunt niște găini de, nu știu, 92 de puncte, ceva de genul. Și cocoșelul de 93 de puncte. În primul rând, un defect foarte vizibil pe care l-am văzut și l-am sesizat de când l-am luat. Picioarele sunt îndreptate, nu știu cum exprim bine, unde se încheietura picioarelor, se îndreaptă spre interior, în loc să fie drepte. Un defect de la consanguinizare prea mare. Mi-a zis și omul că sunt destul de consanguine, sunt niște păsări aduse din Germania, dintr-o linie din Germania, unde probabil deja acolo erau consanguinizate. Nu mai zic el cine știe câte generații l-au fi lucrat împreună și se vede acest lucru. Nu sunt niște păsări rele, sunt niște păsări de lucru, dar nu sunt păsări chiar de expus. Se vede clar pe ele, nici penajul nu este foarte bine. Punctele de fapt nu sunt foarte bine așezate, nu sunt dispersate ca lumea, dacă pot spune așa. Se vede clar că asta e un pic mai ok decât cealaltă, ca și penaj vorbind.
Talie destul de ok, sunt destul de dezvoltate. Sunt niște păsări relativ ok. Cocoșul mi-a plăcut și mi-a atras un pic atenția. Arată destul de bine. Deci chiar arată destul de bine. Da, foarte, foarte frumoase. V-am spus, nu o să pot să iau peste tot găini de 97 de puncte, pentru că e greu să ai atâtea rase, să le faci pe toate exact cum trebuie. Dar încerc să iau păsări cât mai aspectoase, cât mai frumoase din fiecare rasă. Dar v-am spus, pentru mine principal vor fi una, maxim două rase. V-am zis, momentan Cochinul Pitic, Negru Bobat și mai vedem următoarea rasă, dacă o să mai maxez pe încă una sau rămân doar pe ele. Da, am în spate, aia e? Nu e aia, nu aia am adus acum. Cea din stânga este de la un coleg de asociație și mai am încă o găinușă care este adusă din București, deci am două linii din, la găinușe, dar nu mai știu care din ele este mai exact. Bă, nu, cred că totuși asta mai închisă la culoare. Da, asta mai închisă la culoare este din... nu, asta din... Dar m-am înnebunit. Deci asta de aici este de la un coleg din asociație, iar cealaltă, fără creastă prea ok dezvoltată, este din București. Momentan o să le lucrez cu acest cocoș pe ele două, cele pe care le am deja, și iar ăstălalte le lucrez cu cocoșul meu vechi, pentru că mai am un cocoș. De ce? Pentru că nu vreau să le mai consacvinizez încă o dată, pentru că n-aș face nimic bun. Adică se vede clar că e un defect la picioare. Da, acum mă uitam la asta și n-am băgat de seamă până în acest moment, pentru că n-am fost atent la acest aspect. Are pinteni, ceea ce e un defect mare. Da, și nu pot să filmez acest lucru. Acum am văzut-o. Hai mă, e singura cu pinteni. Da, uitați, vedeți? Se vede clar că are pinteni, ceea ce nu este admisibil la o găină de expoziție. Deci n-au ce căuta pintenii acolo. Dar, v-am zis, în general, așa este o găină frumoasă. Îmi place mai mult decât cealaltă. Și asta e frumușică. Numai că negrul ăla e prea adunat acolo. Deci n-are ce căuta negru acolo atât de mult. Dar mă gândesc că, nu știu, poate în combinația asta cu acest cocoșel o să pot să scot ceva mai ok. Da, la asta se vede mai tare cum are picioarele adunate înspre interior. Da, e destul de inestetică treaba. Dar, v-am zis, se va corecta asta dacă schimb linia, dar sub nicio formă. Dacă las acele găini cu acest cocoș, n-am făcut absolut nimic. Dar v-am zis, oricum, sunt niște găini care îmi plac, cocoșul mai ales e foarte frumos. Da, cam astea au fost găinușele așa, dar mai am încă ceva ce am adus de la expoziție. De fapt aș avea mai multe chestii, aș avea ceva turturele răzătoare, dar s-au jumulit în cușcă acolo la expoziție, cât, mă rog, erau în afara expoziției, în târg, și... Până m-am hotărât eu să le iau, au fost într-o cușcă de plasă și s-au jumulit pe spate, așa că n-am ce să vă arăt. Le-am luat așa pentru că, nu, voiam neapărat să-mi iau. Și mai am un iepuraș pe care o să vi-l arăt imediat. Și încă vreo doi porumbei, dar la porumbei o să fac eu alt videoclip separat de acestea. Da, trecem mai departe la iepuraș, pentru că m-am lungit destul de mult cu găinile. Iată și minunăția asta mică. V-am zis că vreau să mai aduc altă culoare la piticea, așa că l-am găsit pe individ. Sincer, nu știu exact dacă e hermelin sau e pitic olandez. Nu știu 100%, nu vreau să vorbesc prostii. Ideea e că sunt foarte micuți, sunt aceiași talie. Nu mă deranjează cu absolut nimic. Vreau să bag alt sânge în ei. Este mascul. Femeluțele le-ați văzut. Masculii ceilalți i-ați văzut, o să opresc doi probabil din 2 maxim 3 din ceilalți și pe acesta plus nici nu știu 5 femeluțe cred. Pentru cei interesați, mai am o pereche de pitici olandezi de vânzare. Îmi puteți scrie în privat dacă mai sunt doritori.
foarte frumos, simpatic, îmi place extraordinar de mult, îmi place culoarea mai ales, deci asta am și căutat, să fie maronul ăsta, portocaliu ăsta, așa mai interesant. Da, nu mă mai lungesc, vă mulțumesc dacă m-ați urmărit până aici, nu uitați să dați un like și un share dacă n-ați făcut-o deja. Și totodată în descriere să știți că găsiți link către Instagram-ul, Facebook-ul meu personal, grupul de Facebook și pagina mea de Facebook, deci găsiți toate modalitățile de contact și mă puteți urmări peste tot să vedeți ce mai postez. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați când voi posta următoarele videoclipuri.